Și mai avem o întrebare. Vali, ce se întâmplă cu hemoroizii care apar pe perioada sarcinii? Cum am rămas însărcinată, am dezvoltat hemoroizi pe care nu i-am avut înainte? Există vreo cauză emoțională pentru care se dezvoltă hemoroizi în sarcină? Da. Hemoroizii sunt niște vene dilatate la nivelul rectului, anusului, care apar în urma constipației, în urma ridicării de greutăți, în urma excesului de greutate. Fac o paranteză. Când vorbim de vene, vorbim de relația cu mama. Când vorbim de artere, vorbim de relația cu tata. Am închis paranteza, a fost un mic reminder la discuția anterioară. Când vorbim de hemoroizi, în general, vorbim de incapacitatea de a spune nu, incapacitatea de a contrazice, teama de a intra în conflict. Și asta provine din copilărie, când nu ți s-a cerut părerea, când n-ai avut dreptul să participi la discuții, că erai prea mică, când ai fost excluse de, nu știu, colegii tăi din clasa 8-a, pentru că tu erai clasa 4-a, du-te că ești mică sau poate chiar diferență mai mică. Deci, în momentul în care în copilărie nu ți s-a dat dreptul la opinie sau nici măcar nu ți s-a cerut opinia, tu ai fost acolo mic și neputincios. Ca adult se dezvoltă probleme legate de identitate și de teritoriu. De identitate pot fi temeri. O fi tatăl meu, tatăl meu. O fi acesta, copilul meu. De teritoriu pot fi situațiile în care eu nu găsesc locul. Oriunde mă duc, nu mă încadrez într-un grup. Mi este greu să mă adaptez. Sau există o puternică aversiune, aș spune, față de neam, de istoria familiei. E ca și când vreau să mă sustrag din acest neam. Nu îmi place, nu vreau să fac parte din el. Și atunci, strict legat de constipație. Când vorbim de rect, vorbim de conflict de identitate feminină. Constipația e ca și când aș vrea să scap de ceva, dar nu pot nici să-l diger, nici să-l elimin, așa că îl țin. Îl păstrez pentru că e ceva murdar, e ceva greu de eliminat, e ca un gunoi. Și conflictul principal este ăsta, nu pot să iert, așa că păstrez acolo. Dacă apar în sarcină, există această temere constantă că nu pot să duc la capăt ceva. Nu doar bebele. Asta e comună. Mi-e teamă că nu duc sarcina la capăt. Dar poate să mai fie, nu știu, poate ți-e teamă că nu termini sarcinile la muncă și n-a pus să intri în prenatal și nu termini munca. Sau bebele urmează să vină și tu n-ai terminat casa și ești în plină construcție, în plină zugrăveală. E ceva ce tu trăiești permanent cu teama că nu duci la capăt. Dacă apar după naștere, vorbim de un stres permanent al mamei, că bebele nu ia în greutate corespunzător statisticilor, că nu regurgitează, că nu are scaun sau dacă are scaun e prea moale. Tot felul de temeri legate de evoluția bebelușului. Sau mai pot fi dacă atunci când tu erai în burtica mamei și aveai un frate mai mare, mama avea aceste temeri pentru un copil mai mare ca tine, un frate de-al tău mai mare. Mai pot fi preluate de tine din pântecul mamei trăirile, emoțiile mamei de atunci. Și când apare bebele la tine, se declanșează acea memorie din maternitate, legată de maternitate. Înțeles? Dacă mai e ceva de întrebat, scrie-mi pe grup că răspund cu tot dragul.